Controlele curții de conturi au provocat mari dureri de cap echipelor din Slobozia și Tărlungeni, care sunt la un pas de a abandona competiția. Prima lovitură a venit de la gruparea Ialomițiană, care a fost forțată să-și reducă bugetul la jumătate, context în care vineri s-a renunțat la toți jucătorii din afara orașului, punându-se accentul pe juniori în mod special. O altă bombă a fost detonată în weekend, când una dintre revelațiile serie a doua, Unirea Tărlungeni, a anunțat prin vocea primarului Iosif Chiș că pentru partea a doua a sezonului nu există finanțare și asta deoarece Consiliul Local nu mai poate aloca bani ca urmare a controlului curții de conturi și dacă nu se va găsi un finanțator, există riscul retragerii din campionat. Toate aceste probleme au dus la solicitarea de către președintele clubului FC Slatina, Ionuț Ivan, a organizării unei întâlniri cu liderii FRF, care să aibă ca subiect principal, printre altele, găsirea unor soluții din punct de vedere legal, care să permită finanțarea cluburilor din Eșelonul secund și evitarea dispariției cluburilor din Liga 2 și nu numai. Cealul clubului Oltean a trimis o invitație tuturor cluburilor din Liga 2, prin care îi cheamă pe aceștia la sedul Federației Române de Fotbal, miercuri 18 februarie, cu de la ora 11.30, prima parte a discuțiilor care vor dura o oră, conform programului anunțat, reprezentanții clubului cluburilor vor discuta problemele arzătoare ale momentului privind Liga a doua și vor stabili principalele subiecte care vor fi expuse președintelui Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu și secretarului general Gheorghe Chivorchian la întâlnirea de la ora 13. Oficialii Olimpia au anunțat că gruparea Sădmăreană va fi reprezentată la această întâlnire de președintele executiv Dan Băbuț.